acest termostat e făcut cu un Arduino, un senzor de temperatură AM2302, care se mai vinde împreună cu rezistența și cu un cablaj ADHT22, am două LED. Asta roșu îmi indică când e temperatura mai mică decât cea reglată, iar aici galben îmi arată când e umiditatea mai mare decât cea dorită. Deci acum temperatura e mai mare decât cea reglată, iar umiditatea e mai scăzută. Și avem așa, trei butoane. Apăs aici, reglez temperatura, pot să reglez, uitați-vă. Noi zicem că creștem temperatura, am putut să reglez din 0 la 1 grade. Bun. Acum reglez histerezisul. Am dat la fel. Acum reglez histerezisul. În păcate am așași cu probleme, dar înțelege. Deci, am temperatură în gama de dorită, adică între maxim, pragul maxim și intervalul de acela de la histerezis. Iar umiditatea este mai mică. Dacă voi șla acum, va crește umiditatea foarte mult, vedeți, aici se va aprinde acel LED, în cazul over-over. Dacă apăs iar pe setăm temperatura, creștem de ceva. Se pare că e scăzută temperatura și aici ar fi centrala, pe roșu ar porni centrala să încălzească engine. Se mai pot pune LED-uri să mai crească umiditatea, ceva să